Crabul fericit, o poveste de Cristina Donovici cu ilustrații de Lavinia Vâlcan. Crabul Rudy era mereu sufletul petrecerilor. Locuia într-o căsuță din alge pe care el, Rudy, le împletise fir cu fir împreună cu steluța de mare Dela. Împreună reușiseră să ridice 4 pereți și un acoperiș. Nu era o casă mare, nici foarte frumoasă, dar era mereu plină de prieteni. Pești mici și mari, creveți, rechini, pitici, pisici de mare și chiar sirenele surori veneau la Rudy cu mare drag. Uneori se strângeau atât de mulți încât erau nevoiți să iasă în fața casei, unde crabul îi servea cu brioșe din scoici și cu sirop de coral. Apoi toată lumea dansa cât era noaptea de lungă pe melodiile cântate de sirenele surori. După plecarea musafirilor, de la steluța de mare îl ajuta pe Rudy să facă ordine. Apoi, când totul era curat lună, se așezau amândoi la masă, sorbeau încă un sirop de coral și povesteau. A fost cea mai reușită petrecere, spunea de fiecare dată Dela. Așa ai zis și data trecută, îi răspundea Rudy. Păi, se pare că fiecare petrecere e chiar mai reușită decât cea dinaintea ei, îi replica steluța de mare, râzând veselă. Tu știi că eu îmi doresc altceva, îi spunea Rudy, întristându-se. Știu, știu, îi răspundea steluța de mare, dar până atunci ne puteam distra și așa, nu? Dela știa foarte bine ce își dorea crabul și de ce era supărat. I se părea că avea o casă prea mică și prea urâtă. Visul lui era să aibă un castel mare, făcut nu din alge împletite, ci din scoici colorate, lipite între ele, rezistente și frumoase. Își imagina ce petreceri grozave ar putea găzdui în castelul lui de scoici și cu ce ecou s-ar auzi cântecul sirenelor surori în camerele înalte. Știi, îi spunea Rudy steluței de mare, când o să am castelul meu de scoici, o să putem să facem petreceri și mai reușite. Ah, nu știu ce să zic, îi răspundea de la căzută pe gânduri. Eu cred că ne simțim bine aici. Așa își împărtășeau gândurile de la și Rudy până târziu în noapte. După câteva ore de somn bun, se apucau de muncă. În regatul mării, toată lumea avea o treabă de făcut. Peștișorii mai mici culegeau liane, rechinii căutau mâncare, iar creveții și pisicile de mare răspundeau de găsitul scoicilor. Toate erau transportate într-un mare depozit, unde sirenele surori ajutau la descărcatul mărfurilor pe care le aranjau mai apoi pe rafturi. De la steluța de mare făcea încântătoare decorațiuni din pietre colorate, scoici sau liane pe care le trimitea la magazine. Ce făcea Rudy în tot acest timp? Nu îi ajuta. Își urma visul. Cât era ziua de lungă, strângea scoici pentru castelul lui. După ce umplea câte un sac, îl așeza în spatele căsuței din alge. După un an de adunat, avea 10 de saci plin cu scoici mari și mici, albe ori colorate, numai bune de folosit la construirea unui uriaș castel. Așa, precum cel din visul lui. Lucrurile s-au dat însă peste cap în regatul mărilor, pentru că Rudy culesese aproape toate scoicile din împrejurimi. Creveții și pisicile de mare nu prea le mai găseau și nu aveau cum să facă treaba cu care erau însărcinați. Rafturile din depozit erau tot mai goale. Dela nu mai avea cu ce să facă decorațiuni, iar magazinele din regat nu mai aveau ce să vândă. Așa că din când în când, după câte o zi de căutări zadarnice, câte un crevete, ori o pisică de mare se opreau la ușa lui Rudy. Prietene, te rugăm să ne tai și nouă câteva scoici. Nu am găsit astăzi nici măcar una. Nici vorbă,
Nimeni nu se atinge de scoicile mele. Am nevoie de toate pentru castel. Ai putea să le tai măcar una, încerca Adela să-l îmbuneze pe crabul încăpățânat. Ai destule în saci. Degeaba. Rudy era de neclintit. Nici nu mă gândesc. Până aici, până la scoici, spunea el. Mai ales că mai avea doar câțiva saci de strâns până când ar fi avut suficiente scoici ca să-și construiască mărețul castel pe care îl visa. Așa că, deși vedea că prietenii lui sunt tot mai triști, Rudy nu le dădea niciodată vreo scoică. Unii dintre prietenii lui s-au supărat pe el atât de tare încât nu au mai dorit să participe la petrecerile pe care continua să le țină în căsuța din alge. Dar lui Rudy nu-i pasa. Nimic și nimeni nu va sta în calea fericirii mele, îi răspunea el stăluței de mare, care nici măcar nu mai știa ce să îi spună. Doar ofta. Și uite așa, zilele treceau. Sacii cu scoici ai crabului se înmulțeau, iar depozitul cu materiale pentru decorațiuni era tot mai gol. Și, cu fiecare sac plin pe care îl punea lângă peretele căsuței, Rudy mai pierdea un prieten. Nu mai avea aproape pe nimeni la petrecerile lui, nici măcar sirenele surori, pentru că nu mai avea cine să danseze pe muzica lor. Doar de la îi mai rămăsese alături și îi atrăgea atenția în fiecare zi. Rudy, nu e bine ce faci. Câteva scoici nu înseamnă mare lucru pentru tine. Pentru toți ceilalți însă ar însemna foarte mult. Nu mai sunt scoici aproape deloc în întreg regatul mării. Dă-le și lor câteva. Nu mă supăra, steluțo, răspundea crabul. Am crezut că înțelegi cât de important este pentru mine castelul visurilor mele. Așa că, de la o vreme, Della nu a mai spus nimic. Nu a trecut mult și a venit ziua cea mare. Rudy strânsese toate scoicile de care avea nevoie pentru castel. Fericit, a început să-l construiască. Doar că Rudy nu-și imaginase nicio clipă că îi va fi atât de greu. Trebuia să ia pe rând fiecare scoică și să o lipească de următoarea. Treaba mergea atât de încet încât după două săptămâni de muncă, Rudy nu reușise să ridice nici măcar un zid. Văzându-l câte tare se chinuie, Della s-a gândit într-o seară să-i facă o surpriză. I-a adunat pe toți prietenilor și i-a întrebat dacă n-ar vrea să-i dea o mână de ajutor bietului crab. În amintirea vremurilor bune pe care le trăiseră împreună, toți au hotărât să lase supărarea deoparte și să contribuie la împlinirea visului lui Rudy. Pești, creveți, pisici de mare și rechini a ajutat fiecare cu ce a putut și într-o singură noapte s-a ridicat tot castelul. Apoi, prietenii au plecat. Rudy era în culmea fericirii și nu știa cum să le mulțumească. A vrut să dea o mare petrecere în castel și a invitat pe toți. A pregătit 10 de siropuri de coral și a copt tovi multe cu brioșe cu scoici, dar nimeni n-a venit. I-au transmis, bacă sunt obosiți, bacă au altă treabă. Chiar și sirenele surori au spus că sunt răgușite și că nu pot cânta. Rudy s-a supărat atât de tare încât a vorbit urât chiar și cu Della, steluța de mare, care a plecat și l-a lăsat singur în castelul lui de scoici. Rudy s-a uitat la zidurile uriașe, colorate, puternice, strălucitoare și se gândea că totul ieșise așa cum visase, exact așa. Dar nu era fericit. Și-a dat seama că își pierduse prietenii pentru că se purtase urât cu ei. Se simțea singur și dintr-o dată i s-a făcut dor de căsuța lui din alge.
ar fi vrut să fie împreună cu Della, steluța de mare, și cu toți prietenii lor. Ar fi vrut să mănânce toți brioșe și să bea sirop, să cânte împreună cu sirenele surori, ori să danseze pe muzica lor. Da, atunci era fericit. Acum avea castelul pe care și-l dorise, dar fericit nu mai era. Și atunci Rudy a înțeles ce avea de făcut. A fugit la Della, s-a cerut iertare pentru purtarea lui și a rugat-o să-l ajute. Împreună au dărâmat întregul castel, scoică cu scoică. Au pus toate scoicile înapoi în saci și au lăsat câte un sac la ușa fiecărui prieten. Dimineață, când s-au trezit, peștișorii, creveții, pisicile de mare și rechinii pitici au găsit cadoul care era însoțit de un bilețel cu scuze scris de Rudy. Ei, ce credeți, copii? L-au iertat? Da, l-au iertat toți, iar viața și-a reluat cursul firesc în regatul mării. După câte o zi obositoare de muncă, peștii mari și peștii mici, creveții, pisicile de mare și sirenele surori mergeau acasă la Rudy, unde beau sirop de coral și mâncau brioșe. Cum la care casă? La cea făcută din alge, unde Rudy se întorsese cu Della, care îi devenise soție. Seara târziu, după ce plecau toți musafirii și făceau ordine în casă, Della și Rudy mai stăteau puțin de vorbă la un sirop. Rudy, cred că asta a fost cea mai reușită petrecere, spunea Della. Iar crabul zâmbea și răspundea. Nu cred, Della. Cea mai reușită petrecere va fi abia cea care va urma. Și îi zâmbea Della, cea care îi pusese întotdeauna alături și îl ajutase ca, în final, să ia decizia cea bună. Ceva se schimbase. Rudy era, în sfârșit, fericit. Happy end! Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!